Gabi, felicitări! Cât de fericită ești, mergi din nou la Jocurile Olimpice? Sunt enorm de fericită. Am meritat și am muncit foarte mult pentru Olimpiada. Parcă unde am terminat cu Mondial, am continuat de acolo. A fost atmosferă foarte bună, am jucat colectiv. Nu a fost doar o echipă, a fost o familie și a contat foarte mult. Tu ai deja experiența unui turneu final de Jocuri Olimpice. Ai vorbit cu fetele, cum crezi că va fi acum la Rio? E bănuiesc că este o competiție altfel decât un campionat european mondial. Bineînțeles, pentru un sportiv e Olimpiada ca și la o regină în coroană, pot să zic. E cel mai mare și cel mai frumos lucru în viața noastră de sportivă. Am povestit la fete, da, cu Ungaria am fost la Beijing 2008, am luat locul 4, dar am promis că cu România să luăm medalie. Fetele spun că sunteți o forță pe plan mondial, simțiți acest lucru văzând cum jucați? Da, contează mult unitatea. Eu zic că aici începe totul, că handball știe toată lumea, trebuie să fim unite și jucăm colectiv. Mult succes, Ariu! Doamne ajută, mulțumim! Mersi mult! Mersi mult! Mersi.